Eclipsa de lună, 8 noiembrie 2022, de la haos la inventivitate. Pe 8 noiembrie 2022 va avea loc ultima eclipsă a coridorului actual. Se va întâmpla în zodia Taurului. Permiteți-mi să vă reamintesc că o eclipsă de lună are loc întotdeauna pe o lună plină cu o diferență de câteva minute, dar o asemenea apropiere a evenimentelor, desigur, de efecte foarte ciudate. Luna plină este punctul maxim al ciclului lunii și, îmbunătățită de eclipsă, intensifică efectele speciale tradiționale ale lunii pline în diferite moduri, cum ar fi conflicte, traume, accidente și emoționalitate. Eclipsa se va întâmpla în zodia Taurului și în acest semn s-a adunat o companie a lunii, nodul Nord și Uranus, iar în opoziție au venit un alt grup, format din Soare, Mercur, Venus și nodul Sud. Și toți împreună au format 6 careurte cu Saturn în vârf, în vărsător. Careulte este o configurație formată doar din aspecte tensionate, 2 careuri și o opoziție și această tensiune va pluti pe cer și se va intensifica doar pe măsură ce se apropie eclipsa și se va simți și pentru ceva timp după. Saturn din partea de sus a careurilor te este cheia modului de a trăi în siguranță și eficient această perioadă. Pentru a face acest lucru, trebuie să înțelegeți 3 lucruri. Saturn se află acum în vărsător, ceea ce înseamnă că chiar și cei mai stabili se vor clătina și în ceea ce se credea anterior că totul, în afară de acesta, s-ar putea prăbuși. Saturn va fi încă foarte lent. Pur și simplu a încetat să mai fie retrograd și a început să prindă viteză, iar până la eclipsă nu va avea timp să câștige nici măcar jumătate. La momentul eclipsei, va fi doar 40,1% din normă. Eclipsa de lună în Taur. Eclipsa de lună se referă în primul rând la viața noastră interioară, pe care alți oameni nu o văd. O trăim cu sentimente, emoții, stări, chiar dacă din exterior pare că totul a rămas pe loc, dar înăuntru în această perioadă va năvăli o furtună. Ce să faceți atunci? 1. Ascultați-vă pe voi înșivă. Poate părea că tot ce se întâmplă în jur este ca un videoclip cu încetinitorul și chiar dacă vreți să se termine mai repede, faceți-vă timp. Oamenii trăiesc adesea afară, văd, observă doar ceea ce văd cu ochii lor în viața lor sau în viața altor oameni, dar uită să vadă principalul lucru, ce se întâmplă de fapt cu ei înșiși, ce simt, cum starea și reacțiile interne se schimbă. 2. Schimbați reacțiile obișnuite. Oamenii reacționează adesea într-un tipar, alegând strategia de comportament care a funcționat anterior cu succes, dar asta nu înseamnă că strategia va avea succes în viitor. Și acum este tocmai momentul în care strategia poate fi schimbată. De exemplu, dacă ați mâncat anterior emoții, atunci încercați să vă gândiți la ce vă oferă cu adevărat și cum să le înlocuiți cu ceva care ar fi mai util, dar care dă același efect. 3. Respectați planul. În vremuri de instabilitate, un plan este esențial. Planificați-vă lucrurile în avans, faceți-vă o rutină zilnică, faceți ritualurile care vă fac mai plin de resurse. Și faceți-vă timp. Repetați ca o mantră, este timp pentru toate, chiar dacă lucrurile nu merg atât de repede pe cât ați dori. Mult noroc și nu uitați să dați click pe butoane!